Deci, din câte observăm, majoritatea voturilor a fost obținută de către, sau un număr mai mare de voturi a fost obținut de concurentul electoral Chertoacă Dorin și pe cel de-al doilea loc se situează concurentul electoral Zinaida Greceanu cu 105.400 de voturi. Deci, respectiv, putem să confirmăm și noi, la rândul nostru, că pentru municipiul Chișinău urmează să fie efectuat cel de-al doilea tur de scrutin pentru a se determina cine este învingătorul în cursa pentru funcția de primar general al capitalei.